Haideți să deschidem Biblia împreună la Evanghelia după Matei. La capitolul al cincilea am ajuns la versetul 33 până la versetul 37. Sunt doar 5 versete, așadar avem o învățătură destul de scurtă pentru dimineața aceasta, din fericire pentru mine și din fericire pentru voi. Evanghelia după Matei, capitolul 5, de la versetul 33 la versetul 37, sunt doar 5 versete care vorbesc despre cum anume pot cuvintele noastre să reflecte adevărul. Sau despre cum anume comunicăm adevărul. Despre cum anume spunem adevărul. Sau pot cuvintele noastre, știți că vocabularul limbii române are aproximativ 120.000 de cuvinte și 1.500 de cuvinte sunt, să zic așa, vocabularul de bază, cuvintele elementare. Pot cuvintele acestea sau cum pot cuvintele acestea să reflecte adevărul? Haideți să vedem ce spune Domnul Iisus despre asta în Evanghelia după Matei, în capitolul 5, de la versetul 33. Vă citesc cele 5 versete și apoi titlul predicii din această dimineață este, în, așa cum am spus, în cele 120.000 de cuvinte pe care le folosim în limba română, există o capcană a cuvintelor. Și despre această capcană a cuvintelor, cel puțin 3 am identificat, dar cu certitudine sunt mai multe. În aceste capcane ale cuvintelor cădem de foarte multe ori atunci când ar trebui să spunem adevărul și numai adevărul. Iată ce spune Domnul Iisus despre asta în Matei, capitolul 5, versetul 33. Ați auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâmb, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarele lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat, să nu juri nici pe capul tău, că nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Amin. Așa cum v-am spus deja, limba română are aproximativ 120.000 de cuvinte. Da, sigur, nu sunt mulți oameni care le știu pe toate aceste 120.000 de cuvinte. Prin comparație, de exemplu, limba engleză are, țineți-vă bine, 1.025.000 de cuvinte. Cu siguranță, nici în privința asta nu sunt foarte mulți oameni care dețin tot vocabularul acestei limbi. Însă, întrebarea rămâne, cum anume vocabularul nostru, cuvintele pe care le folosim, pot reflecta adevărul sau reflectă adevărul? Sau cum ar trebui cuvintele noastre să reflecte adevărul? Vedeți, aș putea face cu voi în această zi un experiment social. Pentru mine ar fi mai ușor, a scăpa și cu predica mai ușor. Și aș veni la câțiva dintre voi, dintre cei ce sunteți astăzi aici și v-aș întreba, cum anume vedeți scena Bisericii Lumina în partea mea stângă, în partea voastră dreaptă? Eventual aș face ca la școală, dacă tot e început de an, și aș face ca un fel de examen, mă rog, un extemporal, o lucrare de control, cum se numea pe vremea noastră, un test, probabil cum se numește astăzi, și vă zice, vă rog frumos să scrieți, să-mi descrieți în câteva cuvinte cum vedeți voi partea dreaptă a scenei din Biserica Lumina. Și sunt absolut convins că dacă aș lua doi oameni care stau unul lângă celălalt, aș avea două descrieri diferite. Și asta nu pentru că unul ar zice adevărul și altul ar spune minciuna, ci pentru că noi oamenii suntem diferiți. Suntem diferiți în funcție de ce? Suntem diferiți în funcție de educația pe care o avem? Suntem diferiți în funcție de temperamentul pe care îl avem? Și atunci, unii având o educație mai aleasă, știu mai multe cuvinte, știu să folosească expresii mai complicate, folosesc mai bine gramatica, având un temperament, unii mai tăios, probabil că vor descrie lucrurile într-un anumit fel, alții, în funcție de temperamentul lor, fiecare și în funcție de educație vor descrie. Acum, apropo de memorie, oamenii de știință spun că există 3 tipuri de memorie. Există așa numită memorie instantanee.
care ne prezintă prezentul. Memoria instantanee e ceea ce ne spune creierul nostru, că este realitatea din jurul nostru, în o realitate care se întâmplă în ultimile două minute. Al doilea tip de memorie este memoria intermediară, care are de-a face cu ultimile două, trei zile. Și apoi există o anumită memorie, se numește memoria egramată sau memoria trecutului, care are de-a face cu aducerile noastre aminte. Și de obicei aici mintea noastră tinde să romanțeze lucrurile, să le construiască, să le facă într-un anumit fel care să fie în favoarea noastră. Și dacă ne uităm bine, ne dăm seama că privind în trecutul nostru, tindem odată cu trecerea timpului un anumit tip de emoții trăite, un anumit timp de amintiri, să se estompeze, să se schimbe pentru ca să fie în favoarea noastră. Dar acum, nu vreau să filozofez prea mult. Dacă doi oameni din adunarea asta, din biserica noastră, din cât suntem astăzi aici, ar trebui să descrie un lucru simplu, după cum v-am spus. Doar partea dreaptă din scena Bisericii Lumina, sunt convins că cei doi oameni, în funcție de educația lor și temperamentul lor, chiar dacă sunt amândoi în aceeași familie, chiar dacă amândoi au făcut același tip de școală, sunt 100% convins că cele două descrieri vor fi diferite. Și asta nu înseamnă, și aș vrea să înțelegem acest lucru, nu înseamnă că unul spune adevărul și altul spune o minciună. De ce vă spun asta? Pentru că mai ales la noi la pocăiți, da, ca să folosesc cuvinte mari, la noi la creștinii evanghelici, am văzut că tindem foarte mult să vedem că dacă cineva nu descrie lucrurile fix așa cum le vedem noi, înseamnă că minte, că nu zice adevărul. Vă dau două exemple din Scriptură în privința asta, ca să înțelegem că suntem în aceeași comunitate oameni cu temperamente diferite, cu educație diferită, dar care slujim un Dumnezeu perfect. Noi suntem oameni cu temperamente imperfecte, cu educație imperfectă, oricât de multă școală am fi avut, dar care împreună slujim un Dumnezeu perfect, slăvit să fie numele Lui. Și vă dau două exemple. Doi oameni care o vreme au slujit împreună, n-au putut sluji până la capăt împreună, doar o vreme împreună, la un moment dat s-au despărțit. Eu nu m-am mirat că s-au despărțit, m-am mirat că au reușit să fie până acolo împreună. E vorba de Pavel și Barnaba. Oamenii ăștia s-au dus într-o călătorie, prima călătorie misionară a lui Pavel, foarte complicată, în care Dumnezeu lucrează prin ei. Dar sunt doi oameni cu personalități atât de diferite. Dacă vă uitați la ei, uite, la Pavel, de exemplu, dacă te uiți, la un moment dat zice despre doi, despre Imeneu și Alexandru, zic și așa cu tonul ăsta, așa, că sigur, așa cum scrie acolo, cam așa sună, sau cel puțin îmi imaginez eu, despre Imeneu și Alexandru i-am dat pe mâna satanei. Semnul exclamării. Ăsta e Pavel. Se ridică în fața lui Petru și îi spune lui Petru, apostolul Petru, care era liderul bisericii din Ierusalim, și îi spune lui Petru că e un ipocrit, că e fățarnic și are curajul să-l confrunte. Ăsta e Pavel. Și dacă ne uităm la el, la apostolul Pavel, vom vedea că de-a lungul vieții lui, datorită temperamentului, n-a zice datorită educației lui, ci temperamentului său, un temperament coleric de șef, datorită acestui temperament sau din cauza, acum depinde cum interpretăm lucrurile, el are tipul ăsta de abordare a lucrurilor. Barnaba e supranumit de ucenici fiul mângâierii. De ce? Pentru că e omul încurajării. Și dacă l-ai întreba pe Barnaba cum vede lucrurile, el le-ar vedea puțin altfel. Dar asta nu înseamnă că unul, când spune un lucru, spune adevărul, iar celălalt spune o minciună. Vreau să înțelegem asta. Asta e frumusețea bisericii. Da, și în biserică, câteodată Dumnezeu așează lângă pe același scaun, nu chiar pe același scaun, că avem scaune destule, doi oameni cu temperamente diferite și unul e mai pentecostal și se roagă mai tare, altul e liniștit și e mai melancolic, mai ales și cu vremea asta de afară. Și s-ar putea ca cel care e mai exploziv să fie deranjat de faptul că ăsta e prea liniștit și să considere cumva că nu-i destul de spiritual, că nu-i destul de pocăit, că nu se roagă destul de tare, că nu-și exprimă credința destul de mult.
Și ălălalt săracul să nu se poată ruga, să se ispitească, să spună, v-am mai povestit că am avut o situație în care cineva a venit la mine și mi-a zis, frate, nu fă ceva cu ăsta de lângă mine că se roagă așa de tare și eu n-aș vrea să mă mut de aici, că aici stau toți prietenii mei în zona asta, dar nu-i de la noi din biserică, vă rog să... Dar zice, eu nu mă pot ruga așa să roagă de tare. Până la urmă m-am gândit să-i spun lui care-s cauzele mele și roagă-te tu. Dar asta e frumusețea bisericii. Și aș vrea să înțelegem că lucrurile sunt nuanțate. Nu sunt doar așa cum le vedem noi. Câteodată alb și negru. Nu înseamnă că dacă un om vede lucrurile diferit de cum le-am văzut eu, înseamnă că zice neadevăruri. Da? Deci vreau să stabilim lucrul ăsta încă de la început. Și asta e frumusețea bisericii, faptul că suntem diferiți. Dar noi credem că există un adevăr absolut. Noi credem că adevărul nu este relativ. Noi credem că adevărul nu e chestiune de stil, nu e chestiune de educație, nici de temperament. Credem că realitatea este una obiectivă. Adevărul este unul obiectiv. Nu e unul relativ în funcție de conjunctură, în funcție de context, în funcție de lumină. Da, doi oameni pot avea temperament diferit, pot avea educație diferită și pot vedea adevărul din două perspective diferite care se completează reciproc, care nu se exclud. Și aici vreau să mai fac o observație. Nu degeaba îs predicator pentecostal de la Bihor. Mai fac o observație aici și mai pun o paranteză și am să vă spun ceva. Dragii mei frați, tot în lumea noastră evanghelică pocăiască am văzut că de obicei acei oameni și în special acei predicatori care spun lucrurile mai agresiv, le spun pe un ton mai ridicat, câteodată, mă iertați, într-un limbaj din categoria nu celor 1500 de cuvinte de bază, ci din categoria celor 400 de cuvinte pe care unii le cunosc, să fiu iertat, unele chiar la limita vulgarității, da? Cu cât zici o treabă mai tare și cu un limbaj mai colorat, cu atât avem senzația că omul ăla zice adevărul. Bă, cu cât e mai grobian în exprimare, cu cât e mai tupeist, să nu spune simțit, că n-aș putea să zic. Dar iată că am spus. Cu cât vorbește mai bolovănos și mai colorat, pentru că din păcate și noi ne-am familiarizat mult prea mult cu genul ăsta de limbaj, cu atâta ni se pare că ăla zice adevărul. Băi, ăsta le zice. Măi, cum le zice? Dragii mei, sunt oameni care specializați în a spune minciuni gălăgioase. Aș îndrăzni să spun, mai ales în anul ăsta electoral, că am zis că numai bine, că vreau să vorbesc astăzi despre cum anume cuvintele noastre reflectă adevărul sau despre promisiuni, exact în contextul în care anul ăsta avem, cred că, 5 rânduri de alegeri. Slăvit să fie Domnul! Nu pentru alegeri, că vorbim despre asta. Dar câteodată, și în lumea asta politică, am văzut că noi evanghelici, pocăiții, avem cumva predilecția asta de a ne uita la o categorie de oameni care candidează și cu cât ni se par mai colorați, cu cât vorbesc mai la limita bunului simț, cu atâta ni se pare că ăia, domne, ăștia spun adevărul. Nu-l trăiesc ei ce-i drept, dar-l spun. Dar mai e ceva. Vreau să continuăm să vorbim despre asta. Ați observat că atunci când vine vorba de minciună sau despre a prezenta în mod distorsionat, în mod intenționat realitatea sau adevărul cu scopul de a înșela pe celălalt, deci când vine vorba de minciună, mai pe românește, nu trebuie să te învețe nimeni treaba asta. Te naști cu ea. E foarte interesant că cercetătorii, acei oameni, antropologii care cercetează comportamentul omenesc, spun că încă din zorii vieții, din primii ani de viață, inteligența omului se reflectă inclusiv în felul în care minte. Și asta cred că ați observat-o cu pruncii voștri. Nu trebuie să le dai lecții în ce privește treaba asta. Ba, apropo de politicieni, aș îndrăzni să spun că unii dintre politicienii din România ar trebui să ia lecții de la prunci. De ce? Că prunci sunt mult mai inteligenți. Unii dintre politicieni, când mint, nici măcar nu se străduie să fie consecvenți. Și am așa o stare din asta de revoltă, când văd câte un politician care apare și spune o treabă, domne, dar o spune cu hotărâre și o fermitate și te uiți la el, zici, bă, ăsta chiar crede că noi nu suntem prea... Deci spune o minciună atât de hotărât și de ferm. Acum, săptămâna asta, iar săptămâna viitoare îți va spune exact opusul, la fel de hotărât și la fel de ferm.
Nici măcar nu au lecția aia pe care o aveau vechii politicieni. Da? Acum devin nostalgic și mi-aduc aminte de anii 90. Dar asta nu numai în România e valabil. Când politicienii, când voiau să te ducă cu vorba și un reporter adresa o întrebare, întotdeauna nu răspundea direct la întrebare. Da? Exact cum fac pruncii. Vă dau un exemplu. Observ la un moment dat un ambalaj acasă de ciocolată și întreb copilul, ai mâncat ciocolata asta cumva tu? Și dacă e deștept, și de obicei ești deștept, răspunsul nu va fi nici da, nici nu. Va zice, mie nici nu-mi place ciocolata asta. Tu știi că mie îmi place alt tip de ciocolată. Eu nu te-am întrebat ce tip de ciocolată îți place ție. Eu te-am întrebat dacă ai mâncat ciocolata asta sau nu. Observați aici, deja se vede inteligența, după cum v-am spus, nu neapărat caracterul. Biblia zice, da, vostru să fie da, nu, vostru să fie nu. Dar pe vremuri, politicienii noștri, ăia care erau mai deștepți, învățau la școala de politică, ăsta era primul punct pe care îl învățau. Când un reporter îți adresează o întrebare și nu vrei să dai răspunsul pentru că nu e în favoarea ta adevărul și când adevărul nu e în favoarea ta, atunci folosești distorsiunea, adică în mod intenționat prezinți lucrurile nu așa cum sunt, dar le prezinți ca să fie cumva în favoarea ta. Atunci, dacă te întreabă, domnule, și îți spune numele, de ce n-a intrat România în Schengen? Tu spui, noi românii suntem mai departe, parte din familia europeană și bați câmpii. Și dacă reporterul ăla nu-i plătit de tine, și dacă reporterul ăla e chiar reporter și jurnalist și pasă de adevăr, atunci te va opri, lucru rar în vremurile noastre, și te va întreba, nu te-am întrebat dacă noi chiar credem în valorile europene, te-am întrebat de ce n-am intrat în Schengen. Și tu, dacă ești politician din aceeași categorie, iarăși o să zici. Și noi rămânem mai departe, din familia europeană și așa mai departe. Dacă trebuie neapărat să răspunzi, dai vina pe alții, întotdeauna. Acum, în vremurile noastre, după cum ați putut observa, foarte mulți din categoria asta, nici măcar nu se mai străduie să ne ducă cu vorba, ci trântesc minciuni clare, despre care noi toți știm că sunt minciuni și săptămâna viitoare vin și spun exact opusul. Dar știți ce e interesant? Am văzut că oamenilor le place să fie mințiți. Da, și am auzit pe unii zicând, da, domnule, au mințit, da, ne-au zis-o frumos. Și câteodată lucrul ăsta se întâmplă și în lumea noastră. Și am văzut că de multe ori, încă o dată, suntem tentați să considerăm că un om care nu folosește cele mai alese cuvinte, un om care folosește un limbaj așa la limita vulgarității, dacă folosește cuvintele astea, înseamnă că, dacă e foarte hotărât, spune adevărul. Dragii mei, aș vrea în această zi să poposim în dreptul cuvintelor rostite de Domnul Iisus și să vedem câteva capcane în care fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu, am căzut. Nu ziceți amin, că aici va fi greu cu aminurile. De ce? Pentru că nimănui nu-i place să se spună despre el că ar fi, era să zic, neadevărat, da? Cuvântul e mincinos. Că vorbele lui nu reflectă adevărul. De aceea avem tot felul de sisteme care să ateste, care să proptească vorbele noastre. Să dovedească faptul că spunem adevărul. Avem întotdeauna cuvinte care să dovedească ceea ce spunem. Din această categorie fac parte și jurămintele. Dar aceste jurăminte despre care vorbește Biblia aici, nu toate jurămintele, și aș vrea să vorbim puțin nuanțat. Pentru că, încă o dată v-am spus, noi câteodată tindem să vedem lucrurile fie negru, fie în alb, când ele nu sunt întotdeauna în alb și negru. Domnul Iisus vorbește aici despre categoria asta de jurăminte, când omul simte nevoia să-și proptească afirmațiile, să-și le sprijine pe anumite lucruri. Ca de exemplu, îți spun acest lucru și după aceea mai adaugă pe cuvântul meu. Și dacă vede omul că nu observă că nu a fost destul de convingător, zice, pe cuvântul meu de onoare. Și după aceea miza poate să crească. Ce sunt jurămintele? Sunt cuvinte solemne pe care noi le rostim, pe care oamenii le rostesc, pentru ca prin aceste cuvinte solemne să demonstreze, să dovedească faptul că afirmațiile lor reflectă adevărul, că sunt adevărate. Adică, mai pe românește, ceea ce spun ei este adevărat. Acum, încă o dată v-am zis, noi oamenii nu suntem confortabili să fim puși în categoria mincinoșilor.
Și întotdeauna, cu cât e un om mai inteligent, cu atât va găsi sisteme mai complicate, nu neapărat formule ca și cele pe care le veți vedea. Evreii în vremea Domnului Iisus au dezvoltat un sistem de jurăminte atât de avansat, un sistem atât de subtil de minciună, care părea că e unul spiritual. Un sistem care, prin care voiau să demonstreze că ei întotdeauna, dar întotdeauna spun adevărul. Aș vrea în această zi, așa cum am zis, vorbind despre capcana cuvintelor, să vorbesc despre trei capcane. Prima e să crezi că poți înșela prin tertipuri verbale. Și veți vedea ce tertipuri verbale foloseau farisei și cărturari în vremea Domnului Iisus. A doua capcană e să confunzi angajamentele sau contractele sau legămintele cu jurămintele. Veți vedea că toată Biblia este plină de contracte, toată Biblia este plină de legăminte, de angajamente. Însuși Dumnezeu spune, pe mine însumi jur la un moment dat. Și dacă ne uităm de-a lungul Scripturii, mai ales în Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, s-ar putea să ni se pară că fragmentul acesta biblic se contrazice cu toată Biblia până aici. Dar trebuie să vedem lucrurile puțin mai subtil, să facem diferența între aceste jurăminte despre care v-am povestit până acum, pe care oamenii le folosesc ca niște propte în a demonstra, între ghilimele, că ceea ce spun este adevărat, și contractele sau legămintele pe care le vedem în Scriptură de-a lungul Bibliei, da? De-a lungul istoriei omului. Veți vedea că însuși Dumnezeu încheie cu omul legământ de mai multe ori și de foarte multe ori vom găsi în Scriptură referințe la jurăminte din categoria asta care nu sunt păcătoase. Așadar, mai întâi, prima capcană, am spus, e să crezi că poți înșela pe Dumnezeu sau pe ceilalți prin tertipuri verbale. A doua, să confunzi angajamentele cu jurămintele. Și a treia capcană e să faci angajamente în grabă și apoi să nu le împlinești. Încă o dată. Pe vremuri frații ziceau că, la categoria a treia, că am făcut Domnului o juruință. Vă aduceți aminte? Cei care s-au crescut în familii pocăiești, vă aduceți aminte că frații mai de mult foloseau expresia asta. I-am făcut Domnului o juruință. Ei nu se refereau aici, așa cum v-am spus, la vorbele astea pe care oamenii le folosesc astăzi, că spun, pe cuvântul meu. Sau tertipurile astea pe care oamenii le folosesc astăzi, că atunci când spun o minciună, să pară că spun adevărul. Ci ei se refereau acolo la un angajament, la un legământ, la o promisiune pe care omul o face înaintea lui Dumnezeu. Categoria asta de promisiuni pe care le facem înaintea lui Dumnezeu se încadrează și în categoria încredințărilor personale. Acolo când Biblia vorbește despre încredințări personale, spune că tot ceea ce nu vine din încredințare este păcat. Adică există un domeniu al vieții noastre care nu e reglementat explicit de Scriptură. Există lucruri despre care Biblia nu ne spune explicit. Adică eu cred că Biblia nu ne spune explicit câți bani să dăm la biserică. Ne dă o limită minimă de acolo în sus. Cerul e limita. E vorba de încredințarea pe care o ai tu. Eu nu pot să vin să spun ție care e încredințarea mea și să te forțez pe tine să o aplici. Biblia spune, încredințarea ta să o păstrezi pentru tine. Există un domeniu gri, așadar, al vieții noastre, unde funcționează sistemul acesta, unde călăuziți de Duhul Sfânt, ne asumăm fiecare dintre noi anumite principii de viață. Ca de exemplu, nicăieri în Biblie nu scrie de câte ori să te rogi pe zi. Nu scrie. Zice, rugați-vă neîncetat, dar nicăieri nu spune. Da, avem în Biblie o grămadă de exemple. L-avem pe Daniel care se ruga de 3 ori. Asta nu e o regulă. Biblia acolo nu ne prescrie nouă că ar trebui în mod explicit și noi să facem la fel. Dar dacă Duhul lui Dumnezeu te cercetează și iei exemplul lui Daniel și îl aplici în viața ta și faci lui Dumnezeu o promisiune, tu ai libertatea să faci această promisiune înaintea lui Dumnezeu. Acesta este un angajament, dar care ține de domeniul încredințărilor tale personale. Tu nu-l poți impune celorlalți. Adică nu poți să le spui altora, domne, dacă vrei să fii credincios, în mod obligatoriu trebuie să te rogi de 3 ori pe zi, trebuie să dai la biserică 20%, trebuie să te implici din timpul tău atâta la biserică. Există așadar un domeniu în viața noastră unde Dumnezeu ne-a dat minte, slavă Domnului pentru asta, ne-a luminat mintea prin Duhul lui cel Sfânt și Dumnezeu are un destin personal pentru fiecare dintre noi. Împărăția lui Dumnezeu nu-i Coreea de Nord. Dumnezeu nu-i un dictator, cum își imaginează unii, pentru că unii așa se raportează la Dumnezeu, care impune tuturor fix aceleași reguli. Dumnezeu are un set de principii și de legi
care sunt general valabile și apoi există un domeniu în viața noastră destul de larg în existența noastră unde fiecare dintre noi, în funcție de călăuzirea noastră, de mintea noastră, de personalitatea noastră, de temperamentul nostru, îl slujim pe Dumnezeu, fie la școală, fie la locul de muncă, fie la biserică, și asta este frumusețea vieții de creștin. Slăvit să fie Domnul și pentru asta. Așadar, prima capcană este să crezi că îl poți înșela pe Dumnezeu prin tertipuri. Adică, hai să zic mai pe românește, prin șmecherii. Vă dau exemple, da? Nici nu mai zic la cele verbale. Și acum o să vorbesc pentru lumea evanghelică, pentru că știu că e înregistrat și online. De exemplu, în lumea noastră evanghelică, într-o vreme rândul pastorilor, și pot să vorbesc foarte onest cu voi, în legătură, de exemplu, cu jurămintele de căsătorie, existau fel și fel de idei. Dom'le, să-i căsătorești dacă ori trăit împreună, să nu-i căsătorești, dacă cei doi s-au pocăit în modul sincer, ce faci cu ei? Tot pe aia care vin și mărturisesc și se pocăiesc și demonstrează că s-au pocăit, îi pedepsești, și pe aia care tac și șmecheri și se camuflează, chiar dacă tu știi, pentru că acum experiența pastorală, călăuzirea pe care o ai, îți dă capacitatea asta de a discerne la un moment dat, chiar dacă tu știi, dom'le, nu-i nicio problemă, l-am pus să semneze pe răspunderea lui. Și atunci ce facem? Nu-mi pun mâna. Nu-l căsătorim în sanctuar. Punem numai o mână. Nu ne punem mâinile. Să uită, frate, mă, și-o pus mâinile. Amândouă. Ce-a avut de și-o ridica mâinile? A fost cercetat. Și tot timpul m-am gândit, mă, cum își pot imagina oameni, chiar pastor fiind, că-l pot înșela pe Dumnezeu în felul ăsta? Cu tot felul de tertipuri din astea, cu niște șmecherii ieftine, cu care n-ai înșela astăzi nici măcar un copil de clasa a treia. Dar în cazul de față, dacă vă uitați, Domnul Iisus exact la asta se referă. Cum să te miri că noi, păstorii din vremea de astăzi, câteodată avem așa o perspectivă limitată asupra lui Dumnezeu, crezând că la Dumnezeu merge așa. Am pus numai o mână, eram cercetat, mă gândeam în altă parte. Dar fix la fel gândeau fariseii și cărturarii că pot înșela când venea vorba de a-și respecta cuvântul. Avea un anumit sistem de jurăminte făcut în mod expres să poată să, la un moment dat, să-și încarce cuvântul. Și vă citesc cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus le spune acestor farisei în Matei capitolul 23, versetul 16 și 17. Vă citesc ce le spune Domnul acolo. Zice așa. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți, dacă jură cineva pe templu, nu-i nimic. Dar dacă jură pe aurul templului, este legat de jurământul lui. De ce au făcut farisei și cărturarii? Au creat un sistem de jurăminte paralel, prin care, dacă cineva voia să-și încalce cuvântul, trebuia mai înainte să ai un consultant spiritual din categoria fariseilor și cărturarilor. Și spuneau așa, fii atent, te învăț o șmecherie. Vrei să rostești un jurământ și să-l înșel pe unul? Tu știi de la început că nu o să te ții de cuvântul ăsta. Tu știi că acest contract, în vremea aia nu era notar ca astăzi. Nu exista sistem notarial de contracte înregistrat ca și astăzi, oficial. Da, tu făceai un jurământ. Făceai o promisiune. Vrei să încalci promisiunea asta? Uite cum te învățăm noi. Dacă vrei să poți să încalci jurământul, atunci, uite, poți să juri pe templu. Da, templul e mare. În templu sunt o grămadă de lucruri. Câteodată ajung și păcătoși. Și dacă juri pe templu, nu-i nicio problemă. Tu poți să juri pe templu că faci lucrarea aia până pe data de 28. Că oricum nu-i valabil. Dacă juri pe aurul din templu, acolo e o problemă. Că aurul ăla reprezintă slava lui Dumnezeu și așa mai departe. Uitați-vă cum au creat un sistem de înșelăciune aparent spiritual. Și vă citesc următorul verset. Zice versetul 17, nebuni și orbi. Uitați-vă cum vorbește Domnul Iisus cu ei. Care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Apoi, versetul 18. Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic. Dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Adică zice așa. Dom'le, vrei să-ți încalci jurământul? Nicio problemă. Ai de încheiat cu careva un contract? Hai că te învățăm noi cum să faci. Vii și jur numai pe altar. Și atunci, dacă jur numai pe altar, nu se pune. Dacă vrei ca jurământul să rămână valabil, atunci trebuie să juri pe ce se pune pe altar.
Și Domnul Iisus vine și spune în versetul 19. Nebuni și orbi, care este mai mare? Darul sau altarul care sfințește darul? Apoi versetul 20. Deci cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Apoi, cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. De ce spune Domnul Iisus aici și pe cel ce locuiește în el? Pentru că noi știm că templul în Vechiul Testament e casa lui Dumnezeu. Noi ne-am obișnuit și astăzi la biserică, atunci când venim, să spunem că am venit la casa Domnului. Fraților, măi bine că zicem așa, ne-am obișnuit cu limbajul ăsta, Doamne ajută! Dar dacă asta ar fi casa Domnului? Mm-mm. Ne spune Biblia, casa Domnului, știți cine suntem? Noi! Biblia spune, voi sunteți templele Duhului Sfânt. Casa Domnului nu clădirea asta, oricât de fain ar fi ea. În Vechiul Testament e adevărat că în templu exista acest concept al casei lui Dumnezeu. Știți că era un loc, locul ăla sfânt, prea sfânt, unde nu se putea ajunge. Dar astăzi noi avem acces direct la Dumnezeu prin credința noastră în Iisus Hristos. Și casa Domnului ești tu. Doamne ajută-ne la asta! Dar observați ce sistem au dezvoltat evreii ca să înlăture adevărul. Da? Un sistem de promisiuni, de contracte, ca să înlăture da-ul vostru să fie da, nu-ul vostru să fie, da, să fie nu. Zice așa. Versetul 22. Și cine jură pe cer sau jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Ei ziceau așa, domne, poți să juri pe cer. De ce? Că cerul e mare. Pe cer mai sunt, mai luna, mai stelele, mai și stele căzătoare. Și Domnul Iisus vine și le spune, măi, oameni buni, nu puteți să veniți cu astfel de sisteme de jurăminte. Deci observați, ce-au făcut evreii în vremea aceea e practic ce se întâmplă și în vremurile noastre. Un sistem prin care omul să pară că spune adevărul, dar în realitate, în mod intenționat, să-l distorsioneze. Asta e prima capcană. Să crezi că la Dumnezeu merge cu treaba asta. Să spui, domne, eu știu că nu o să fac lucrul ăsta, dar mi-l asum. Și se întâmplă treaba asta câteodată, indiferent în ce domeniu ai fi. Îmi asum că fac un anumit lucru și ca să întăresc că ceea ce spun eu e adevărat, folosesc o expresie care sună bine și care cumva proptește lucrul ăla despre care știu că nu-l voi pune în practică niciodată. Și Domnul Iisus, când se referă la farisei și cărturari că fac treaba asta, ați văzut cum, ce apelative folosește. Le spune nebuni, le spune orbi și așa mai departe. Deci vorbește foarte, foarte dur. Și mă gândesc la lumea noastră pocăiască de astăzi. Și mă gândesc la viața mea și la viața ta și la viața noastră. Dacă Domnul s-ar uita la noi, la cum am găsit noi tot felul de tertipuri de a spune. Acum, aș vrea să fac aici o paranteză. Asta nu înseamnă că n-am voie, și o să trecem la punctul al doilea, atunci când fac o anumită afirmație, când fac o anumită promisiune, n-am voie, de exemplu, să spun martor îmi este Dumnezeu că ceea ce spun e adevărat. Apostolul Pavel face asta. Și haideți împreună să vedem a doua capcană și văzând a doua capcană, veți înțelege mai bine la ce mă refer. A doua capcană este să facem o confuzie între angajamente, între legăminte, între contracte și jurămintele împotriva cărora vorbește Domnul Iisus aici. Când spune să nu juri, ci da-ul tău să fie da, nu-ul tău să fie nu, ce peste asta vine de la cel rău. De fapt, așa cum am spus, lucrurile sunt puțin mai complexe. Haideți să ne uităm în Scriptură și veți vedea în Deuteronom, în capitolul 6, versetul 13, că Dumnezeu când le dă o poruncă, când le dă legea evreilor, le spune așa, să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-L slujești și pe numele Lui să juri. De ce jurau evreii? Și dacă vă uitați în Vechiul Testament, veți vedea multe situații de genul ăsta. Deci nu ne ajunge ziua să vă prezint câte situații de felul acesta există. Ne explică Biblia în Noul Testament, în Cartea Evreilor, în capitolul 6, cu versetul 16, de ce exista acest sistem de jurăminte. Și spune acolo în Evrei 6, cu 16 așa. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva care este mai mare, și așa cum am spus, bazat pe Deuteronomul 6, cu 13, jurământul trebuia făcut în numele lui Dumnezeu.
Pentru că jurământul este o chezășie. Este un cuvânt vechi. Ce înseamnă chezășie? Hai să vedem. Este o garanție care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. Adică, în momentul în care între doi oameni exista un anumit litigiu, cum se întâmplă și astăzi, în legătură cu un pământ, în legătură cu un anumit bun material, pentru ca problema aia, neînțelegerea aceea să fie rezolvată, în Vechiul Testament ne există tot sistemul legal de astăzi, cu notar și așa mai departe, cu sistem de contracte, cum se rezolva problema? Printr-un jurământ, care era o chezășie, adică era o garanție că lucrul ăsta va fi păstrat din generație în generație. Și pentru că spune Biblia în Evrei, în capitolul 6, cu versetul 16, oamenii totdeauna jură pe ceva care îi depășesc, ceva care e mai mare decât ei, întotdeauna, pe baza cuvântului din Vechiul Testament, acest jurământ trebuia să fie făcut în numele Domnului, pentru că numele Domnului, nu-i așa, este cel mai mare și cel mai important din universul acesta. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament, ca să înțelegem practic. Avem acolo o neînțelegere în Geneza, în capitolul 21, cu versetul 23, o neînțelegere care are de-a face și cu unul dintre patriarhi, e vorba de Avram, și acolo vine cineva și spune lui Avram, în capitolul 21, versetul 23, îi zice așa: jură-mă acum, aici, pe numele lui Dumnezeu, că nu mă vei înșela niciodată. Nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoții mei, și că vei avea față de mine și față de țara în care locuiești ca străin această bunăvoință pe care o am eu față de tine. Și Geneza 21 cu 24, Avram a zis: jur. Acest jurământ are valoare de legământ, de contract. Și nu împotriva voinței lui Dumnezeu. Sigur că astăzi sistemul ăsta nu mai e valabil. Astăzi mergi la notar, ai încheiat un contract, când e vorba de un litigiu, când e vorba de o anumită neînțelegere, există un anumit contract social și ele se rezolvă în acest fel. Dar mai există jurăminte care și astăzi nu sunt păcătoase. Și vă dau exemplu. Aceia dintre voi care sunteți medici și trebuie să depuneți un anumit jurământ, jurământul lui Hipocrate. Da, e un jurământ prin care îți asumi că, indiferent cât ar fi de rău omul ăla pe care trebuie să-l tratezi, tu vei face tot ceea ce depinde de tine ca să-i salvezi viața. Nu-i păcat să depui acest jurământ. De exemplu, dacă cineva face parte din armată, da? Cei care aveți deja o anumită vârstă și vă aduceți aminte că vă duceați să întâlniți pe cei dragi care erau în armată când depuneau jurământul. Și astăzi, cei care fac parte din forțele armate, că tot se vorbește mult despre armată, au un moment în care depun acest jurământ. Ei, acest jurământ n-are nimic de a face cu ce spune Domnul Iisus aici. Domnul Iisus vorbește aici împotriva expresiilor, tertipurilor verbale, sistemelor create cu scopul de a înșela, distorsiona realitatea și adevărul, pentru ca mai apoi să poți înșela și să par și, bă, un om corect. Mă, să vezi, bă, o jurat. O jurat pe aur, nu, pe templu, pe templu e mare. Și astăzi, aș vrea să înțelegem lucrul ăsta, sunt situații în care fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, ne trezim în care trebuie să folosim anumite expresii, anumite sintagme. Da, l-avem pe Apostolul Pavel în Noul Testament, că e acuzat de biserica din Corint că a făcut o promisiune și nu s-a ținut de ea. Și spun despre Pavel ăsta, odată zice una, altă dată zice alta. Și când Pavel se apără, citiți în 2 Corinteni, nu vă zic versetul că v-am bombardat deja cu multe versete, când vă uitați acolo, Pavel ia doi martori. În primul rând să ia pe sine ca martor și zice, bă, propria conștiință îmi spune, când mă uit în oglindă, că eu scurat înaintea voastră. Citiți cartea 2 Corinteni, primele capitole, dacă cumva vă plictisiți la predică, nu ziceți amin, dar vă puteți uita acolo și veți vedea. Și apoi mai zice așa, îl iau ca martor pe Dumnezeu. Deci Apostolul Pavel, în Noul Testament, după ce Domnul Iisus Hristos vine și spune, da-o vostru să fie da, nu-o vostru să fie nu, tot ce-i peste asta vine de la cel rău, drept dovadă, Domnul nu se referă aici nici la angajamente, nu se referă nici la legăminte, nici la promisiuni, adică nu se referă la acele juruințe, cum spuneau bătrânii noștri, pe care omul le ia înaintea lui Dumnezeu, când Dumnezeu îl cercetează și își asumă înaintea lui Dumnezeu un anumit lucru. Și spune lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, eu hotărăsc ca în dreptul meu să țin acest lucru. Nu te obligă Dumnezeu, ci tu ți-l asumi singur în fața lui Dumnezeu. Așadar, aș vrea să nu facem această confuzie, pentru că e și aici o extremă când confundăm angajamentele, contractele, legămintele cu jurămintele. Și există unii oameni care au abordarea asta foarte
inflexibilă. Vă mai dau un exemplu în Vechiul Testament. În 1 Samuel, capitolul 1, versetul 11, e acolo o femeie care se roagă și am vorbit despre ea la un moment dat. Vă aduceți aminte, e vorba de mama lui Samuel. E vorba de Ana. Femeia asta spune Biblia că nu putea să aibă copii și se roagă lui Dumnezeu și face lui Dumnezeu o promisiune și spune acolo în versetul 11: Doamne Dumnezeule al oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roaba ta și dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. Și veți observa că după aceea femeia asta, acum nu mai citesc tot textul, femeia asta se ține de această promisiune. Pentru că în al treilea rând, și cu asta mă apropiu de sfârșit, a treia capcană e să faci angajamente în pripă, în grabă și să nu le împlinești. Și acum, încă o dată v-am spus, când vorbesc despre angajamente și legăminte, nu mă refer la expresii de genul pe cuvântul meu, dacă nu fac asta să mi se întâmple nu știu ce, nu vreau să vorbesc prea, știți voi despre ce vorbesc. Nu din categoria asta de ticuri verbale pe care le au unii, nici n-apucă să spună 3-4 cuvinte și deja se blestemă. Nu. Ci mă refer la faptul că există momente în viața noastră, momente importante, sau există momente când Duhul lui Dumnezeu ne cercetează și în urma acestei cercetări, noi decidem singuri ceva. Și fiți atenți ce spune Biblia în legătură cu asta. Nu am pe videoproiector, dar vă zic prima dată primul verset, după aia mai este un verset și ne apropiem de final. Proverbe 20 cu 25 zice așa: este o cursă pentru un om să facă în pripă, adică în grabă, o făgăduință sfântă. Ce înseamnă o făgăduință sfântă? Adică o promisiune înaintea lui Dumnezeu și să aibă, după ce a făcut această juruință, și abia după ce a făcut această juruință, să aibă timp să se gândească. Adică, câteodată noi confundăm cercetarea lui Dumnezeu cu emoțiile noastre. Și vine fratele Adi Mocan, știu că nu e ok să vorbești despre tine la persoana a treia, dar acum mă dau pe mine exemplu în contextul ăsta și ne zice o întâmplare și ne sensibilizează și zic, dau pentru construcție 10.000 de euro. Și după aia, mă, pot eu da banii aia? Nu-i pot da. Cum o fi? Cum n-o fi? Se întâmplă treaba asta câteodată. Nu ziceți amin. Se poate întâmpla. Biblia spune că e o cursă să faci o făgăduință sfântă doar în urma unei decizii emoționale. Avem în Biblie un exemplu. Și acum aici lucruri iarăși nuanțate. Nu înseamnă că dacă a venit pianistul chiar mă termină în 5 minute. Eu i-am zis să vin acum. Ci aș vrea doar să vă spun așa. Avem în Biblie, în Vechiul Testament, un exemplu. Un om cu numele Iefta face o făgăduință. Cine își aduce aminte de el? Vă aduceți aminte? Ce face omul ăsta? Îi zice lui Dumnezeu așa: Doamne, dacă îmi dai biruință la luptă, când mă întorc acasă, voi aduce ca jertfă prima persoană care mi iese în cale. Vă aduceți aminte care e prima persoană? Dar eu vă mai întreb așa, a fost bună făgăduința asta? De ce nu a fost bună? Cum? Dar nu, așa e, unul. Dar mai e un motiv. Nu numai că a făcut-o în pripă. A fost total nebiblică. Nebiblică. În Vechiul Testament spune Biblia că Dumnezeu urăște jertfele umane. Ăla nu a câștigat că a făcut promisiunea asta lui Dumnezeu. Dacă era după promisiunea lui, bătaie lua la greu. Noi așa avem senzația că Iefta a câștigat pentru că a făcut promisiunea, nici vorbă, după promisiunea lui merita să moară acolo. De ce? Pentru că în Biblia spune explicit, Dumnezeu spune lege, că El urăște jertfele umane. Deci ăsta a făcut o promisiune nebiblică. Și nu numai asta. Știi, o vorbă la români, prost dar hotărât. Bă, dar am hotărât chestia asta, îmi dau seama că e greșită, dar mă țin de ea. Deci e prostia mea. Vine acasă, își dă seama că persoana aia e propriul copil, dar duce până la capăt treaba asta. Ăsta nu-i semn de înțelepciune și dacă citiți Cartea Proverbelor, veți vedea că acolo cuvântul lui Dumnezeu spune așa, că e semn de înțelepciune când un om realizează că a făcut o promisiune greșită să nu se țină de promisiunea aceea. Și când spun promisiune greșită, aici nu-i ceva care nu-i în favoarea mea. Că Biblia spune, zice așa,
În Psalmul 15 cu 4 zice, omul neprihănit nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Adică o promisiune greșită nu-i că-i ceva în paguba ta. Adică, bă, trag linia, iese în paguba mea. Nu la asta se referă. Ci în momentul în care îți dai seama că promisiunea pe care tu ai făcut-o e nebiblică, adică nu-i ceva ce cere Dumnezeu, n-are de-a face cu Dumnezeu, ci are de-a face cu orgoliul tău, nu știu, cu apucăturile tale. Și atunci dacă tu ți-ai pus în minte, bă, i-am auzit pe unii făcând tot felul de promisiuni tâmpite, dar n-am găsit un cuvânt mai bun. Eu, bă, în fiecare an îmi promit mie că, nu știu, strâc atâtea mii de euro numai în petreceri. Bă, asta e o promisiune bună? Nu! Când realizezi că ai făcut o promisiune greșită, e lucru înțelept să știi, bă, nu-i voia lui Dumnezeu să facă asta. Dar oamenii fac fel și fel de promisiuni, să știți. Dacă vă uitați la început de an, o să vă uitați, puteți să căutați pe Google și veți vedea promisiuni pe care le fac oamenii la început de an, te doare capul, te doare mintea. Dar există o categorie de promisiuni care nu sunt din categoria asta. Adică, nu sunt interzise de Dumnezeu, nu sunt greșite și noi totuși ar putea să le luăm în pripă, în grabă. Și Biblia spune că și asta este o cursă. V-am spus că vorbim despre cursele cuvintelor. Când, știți că era o vorbă la țară mai de mult. Omul se leagă cu vorba, animalul se leagă cu lanțul. Când nu ți-a cerut Dumnezeu treaba asta? Dar te legi tu cu vorba. Eu promit. Și știi ce spune Dumnezeu? Acum dacă ai promis, iată ce spune Dumnezeu. Și ascultați. Eclesiastul capitolul 5, versetul 1. Păzește-și piciorul că intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunului, căci ei nu știu ce rău fac cu asta. Versetul 2. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. Și pentru că Dumnezeu e în cer și tu ești pe pământ, El vede și El știe ce urmează în viața ta. De aceea să nu spui vorbe multe, asta nu-i pentru predicator, clar. Căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului câteodată se naște din mulțimea promisiunilor lui. Și versetul 4. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești. Căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Adică dacă promisiunea pe care tu ai făcut-o, după ce ai făcut-o, îți dai seama că e în paguba ta, sau cumva nu în favoarea ta, dar dacă juruința aia e biblică și totuși tu ai făcut juruința aia, ai făcut promisiunea, ai făcut legământul ăla, Biblia spune, acum dacă te-ai grăbit să o faci, trebuie să te ții de promisiunea asta. Chiar dacă este în paguba ta. Aș vrea să vă dau câteva exemple. Vă dau un exemplu din Biblie și apoi unul practic și vom face o rugăciune și vom cânta. Avem în Biblie un om al lui Dumnezeu cu numele Daniel. În capitolul 1 din cartea Daniel, omul ăsta tânăr care era undeva într-o țară străină, rob, dus cu forța acolo, omul ăsta tânăr ia o decizie în inima lui. Nu-i cere Dumnezeu asta, dar el ia o hotărâre în inima lui. Eu nu voi mânca din mâncărurile închinate idolilor, pe care ar trebui să le mănânce toți tinerii care au fost special aleși. Și Daniel face parte dintr-o categorie de tineri, nu vă mai povestesc, știți despre ce e vorba, aleși în mod special ca să slujească pe împăratul Babilonului. Pentru că era frumos la chip, pentru că era inteligent, pentru că era pregătit, pentru că avea școală, avea o grămadă de calități. Și Daniel ia o hotărâre în inima lui. Numai știți care e treaba cu hotărârea asta? Dacă Daniel nu se ține de hotărârea asta, nu s-ar fi ținut de hotărârea asta, și apoi, dacă hotărârea asta n-ar fi lucrat în favoarea lui, adică dacă n-ar fi fost mai frumos decât ceilalți tineri, dacă n-ar fi fost mai inteligent decât ei, ca urmare a hotărârii lui, el ar fi fost condamnat la moarte. Dar cel care îl supraveghea permite ca Daniel să se țină de această decizie. De ce? Pentru că vede că ceva e special cu acest om. Și o să vă dau un exemplu puțin mai târziu din viața lui Daniel. Daniel hotărăște să se roage de 3 ori pe zi. Iar o categorie de oameni care erau invidioși pe el, la un moment dat, încercând să-i găsească ceva ca să ia locul privilegiat pe care îl avea în conducerea împărăției babiloniene, îl influențează pe împărat să ia o decizie, o decizie prin care nimeni n-are voie să se închine înaintea nimănui în afara împăratului. Pentru că ei știau că Daniel se roagă în fiecare zi, de 3 ori.
Și Biblia ne prezintă în capitolul 6 din cartea lui Daniel, mi se pare, în versetul 10, că Daniel procedează, scrie acolo, exact cum a procedat întotdeauna. După ce află hotărârea luată de împărat, probabil știind cum a ajuns împăratul la hotărârea asta, știind că dușmanii lui au lucrat în direcția asta, el ce zice? Credeți că n-au fost câțiva care să-i spună, sau n-ar fi fost careva să-i spună, Daniele, fii înțelept, îți cere ție Dumnezeu să te rogi de 3 ori, nu te poți ruga tu în inima ta? E adevărat că tu ai luat această juruință, ai luat această promisiune, ți-ai asumat ca de fiecare dată, de 3 ori pe zi, cu ferestrele deschise către Ierusalim, să te rogi lui Dumnezeu. Dar ce, trebuie să stai neapărat cu fața la Ierusalim, să te audă Dumnezeu? Nu te poate auzi Dumnezeu dacă rostești un gând? Mă, fii înțelept! Trec zilele astea cât a fost luată hotărârea și după aia te poți ruga și stâmpă pe casă. Nu-ți are nimeni baiul. Dar spune Biblia că Daniel a făcut exact cum a procedat până atunci. El a luat o hotărâre în inima lui, decizia lui rămâne mai departe, în ciuda faptului că era conștient că poate să sufere anumite consecințe și consecința era un bilet dus către groapa cu lei fără întors. Și se duce, spune Biblia, exact cum obișnuia până atunci, oamenii aia care erau cu ochii pe el și care căutau un motiv să scape de el, îl pândeau, îl prind exact când el cu ferestrele deschise către Ierusalim, continua să-și păstreze făgăduința sfântă făcută înaintea lui Dumnezeu. Îl iau cu japca, cu forța, pun mâna pe el, îl duc în fața împăratului. Împăratul realizează atunci, de fapt, că totul era jocul unor oameni care au pus la cale această conspirație. Încearcă cumva să-l salveze, dar nu se putea nimic. Legea era dată. Și atunci împăratul îi spune, Daniele, Dumnezeul acela căruia îi slujești neîncetat, va putea el să te scape din groapa cu lei? Și vă aduceți aminte de noaptea aceea în care împăratul nu doarme și stă și se gândește ce s-a întâmplat cu Daniel și dimineața când se duce și îl strigă pe Daniel, Daniele, a putut Dumnezeul tău, căruia neîncetat te închini, să te scape de acolo din groapa cu lei? Și se aude vocea lui Daniel de acolo. Veșnic să trăiești, împărate. Dumnezeu a trimis îngerul lui care a închis gura leilor. De ce? Pentru că Daniel a fost un om care s-a ținut de promisiunile făcute Domnului. Aparent ciudate, aparent, dacă ne uităm la el, am fi spus, mă, Daniel, fii, mă, înțelept și tu. Dacă ai hotărât treaba asta, măcar, mă, Dumnezeu e bun, Dumnezeu te iartă, până la urmă o rezolvi cu Dumnezeu. Dar Daniel a zis, am făcut o făgăduință lui Dumnezeu, i-am promis lui Dumnezeu și știu ceva. Și aș vrea să-ți spun și ție, dragul meu, draga mea, tu care ești în Biserica Lumina aici. Și adu-ți aminte ce promisiune ai făcut lui Dumnezeu. I-ai zis lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, dacă vei fi cu mine și dacă îmi vei da lucrul ăsta și dacă mă vei binecuvânta și dacă îmi dai un loc de muncă, atunci când căutai cu disperare un loc de muncă, eu voi veni la biserică în fiecare duminică. Îmi spune un frate în urmă cu câteva luni de zile să zice, fii atent ce mi s-a întâmplat. Nu-i doar din biserică, dar e dintr-o altă țară. Mi-a zis așa, eu o vreme m-a lăsat de Domnul. Și am observat că dacă nu particip la biserică o duminică, deja mă duc în jos din punct de vedere spiritual. Și am făcut lui Dumnezeu o promisiune când Dumnezeu m-a salvat. Doamne, eu îți promit că dacă îmi dai o mașină, el lucrând în Occident de multă vreme și zbătându-se acolo cu problemele financiare, nu-i mergea prea bine, dacă îmi dai o mașină nouă, eu nu lipsesc de la biserică un program când pot să mă duc. Când nu pot, nu pot. Dar când pot să mă duc, eu nu lipsesc un program. Zice, mă, a fost o dimineață, exact cum a fost dimineața asta. O plouat, seara a venit careva la noi, am stat mai mult. Și am zis, Doamne, mă duc după masă. Frate, zice, dimineața, după ce m-am trezit, pe la 11, mă duc să mă uit, nu era mașină nicăieri. O fura careva mașina. Acum nu vă spun că se va întâmpla întotdeauna așa. Ce tare ar fi să se întâmple întotdeauna așa. Să acționeze Dumnezeu imediat. Faci lui Dumnezeu promisiuni. Îi promiți lui Dumnezeu, Doamne, dacă mă ofer locul ăla de muncă pe care l-am visat, dacă mă ajut să intru la facultatea aia, dacă mă ajuți acolo, să ajung acolo și acolo și acolo și sau dincolo, îți fac promisiunea asta. Dumnezeu te-a ajutat. Dar știți cum ne poate spune nouă Dumnezeu în dimineața asta? Eu am fost credincios legământului pe care l-am încheiat cu tine, zice Domnul. Dar noi?
te ții tu de partea ta de promisiune? Dumnezeu te-a binecuvântat tocmai pentru că te-ai ținut de promisiunea ta. Dumnezeu a lucrat în viața ta. Știți cum se întâmplă? Dumnezeu ne binecuvântează, Dumnezeu ne dă, Dumnezeu ne ajută și după ce Dumnezeu ne ajută și ne dă, avem senzația că e rodul muncii noastre, e rodul efortului nostru și ne credem dintr-o dată mai deștept decât toți, mai deștept decât toți ceilalți, uitând de fapt că Dumnezeu a fost cel care ne-a făcut să ajungem acolo. Și atunci pornim în voia minții noastre înnebunite câteodată de egoismul nostru. Și Dumnezeu zice, nu uita când erai în spital și ai spus, Doamne, dacă te atingi de copilul meu și îi dai viață, doar atât, nu-ți cer mai mult. Nu vreau să fie nici cel mai deștept, nici cel mai frumos. Nu vreau să fie, vreau doar să-i dai viață. O să fiu întotdeauna în biserică, te voi sluji pe tine, când trebuie să cânt. Dacă frații spun că trebuie să mă duc să vizitez bolnavii, mă duc. Dacă trebuie să vin la biserică mai repede, vin primul. Dacă trebuie să mă duc ultimul, mă duc ultimul. Da, știți cum suntem noi? Îi facem lui Dumnezeu promisiuni și după aceea uităm de ele. De ce? Că ajungem undeva și avem senzația că suntem acolo datorită nouă. Și zice Dumnezeu, eu n-am uitat promisiunea pe care ai făcut-o. Oare tu ai uitat-o? Un pastor din America pe care tot îl urmăresc povestea o întâmplare că la biserică la el era un frate căruia, i-am mai spus întâmplarea, dar nu v-am spus-o din toată perspectiva. Era un frate căruia băiatul îi dispare de acasă la vârsta de 17 ani. Băiatul ăsta era băgat în tot felul de afaceri ilegale, cu droguri. Când a dispărut de acasă, cei de la FBI au venit și l-au anunțat după câtva timp că s-ar putea să fi murit. N-aveau dovada fizică, adică nu i-au găsit trupul. Dar din cauza afacerilor și anturajelor în care era băgat, ăștia au presupus că a murit. Acest tată, tatăl acestui băiat, din biserica pastorului despre care v-am povestit că îl ascult și de la el am auzit întâmplarea asta, acest tată i-a zis lui Dumnezeu atunci când s-a rugat și a zis, Doamne, până când n-am dovada că băiatul meu e mort și nu sunt 100% sigur că e mort, eu nu voi înceta să cer bisericii tale la fiecare program să se roage ca Dumnezeu să-mi aducă copilul acasă. Chiar dacă biserica nu va spune public întotdeauna asta, eu nu voi înceta să cer fraților și surorilor din biserica mea să se roage pentru băiatul meu ca băiatul meu să vină acasă. Câtă vreme nu am dovada certă că băiatul meu e mort. Și îmi povestea acest pastor că se întâmpla câteodată, în primă fază, toată biserica, știți cum suntem noi, la început, când omul e bolnav, toți îl vizitează, toți se roagă pentru el, trec 2-3 săptămâni, la revedere, toți uită. Ori trecut câteva luni de zile și povestește acest pastor, zice, după aproape un an de zile m-am gândit să merg să-i spun acestui om care venea cu consecvență la fiecare program și acolo unde avem noi de bifat rubrica rugați-vă pentru, el întotdeauna venea și pomenea numele copilului său. Și la un moment dat am zis, mă, omul ăsta dezvoltă un fel de boală psihică, un fel de obsesie, e bolnav de depresie și să încerc să-l consiliez. Știți cum suntem noi, câteodată încercăm să ajutăm chiar și când nu neapărat trebuie. Și zice, m-am dus la el cu gândul să-i spun, omule bun, nu cred că e sănătos să vii să spui numele copilului tău, e clar că e mort. Dar când m-am dus la el să-i spun treaba asta, m-am întâlnit cu el în horul bisericii și mi-a spus, frate păstor, vă mulțumesc că vă rugați împreună cu mine și că aveți credință că băiatul meu va fi acasă într-o zi. Așa că, când mi-a zis că am credință, n-am putut să zic nimic. Mi-a dat șahmat. An de zile, omul ăsta la toate programele, 13 ani, la fiecare program. Și povestește el, într-o noapte, cândva, zice, după miezul nopții, pe la ora 1 dimineața, aud afară vocea omului ăsta. Era la poartă la mine, strigă în fața casei și l-am recunoscut. Eu aveam dormitorul la etaj, am deschis fereastra la dormitor și m-am uitat și l-am văzut. Și omul mi-a zis, frate păstor, am venit să vă anunț, băiatul meu a venit acasă în seara asta. Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea. Ești gata să fii consecvent promisiunilor pe care le-ai făcut lui Dumnezeu? Nu fă multe promisiuni. Nu fi în campanie electorală, chiar dacă anul ăsta e în campanie electorală. Spune lui Dumnezeu câteva lucruri. Fă lui Dumnezeu promisiuni. Acolo unde Dumnezeu te călăuzește. Dar apoi, indiferent de circumstanțe,
Chiar dacă vor fi oameni care să spună, bă, fii înțelept, fă așa, fă altfel. Nu uita, Dumnezeu l-a scos pe Daniel din groapa cu lei. Nu pentru că Daniel a fost un neînțelept, că el tocmai era înțelept, tocmai de-aia a ajuns acolo în funcția în care a ajuns, ci pentru că Daniel, în ciuda faptului că știa că poate ajunge în groapa cu lei, știa că dacă îi faci lui Dumnezeu o promisiune, trebuie să te ții de această promisiune. În capcana cuvintelor, mă rog, să nu cădem niciodată. Chiar dacă sunt conștient că adeseori cădem în ea. Și dacă am căzut în această capcană, să ne ridice Domnul de acolo. Aș vrea în momentele care urmează să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Chem echipa de închinare aici în față.